Eram student la medicină când aveam pasiune față de calculatoare și mai exact Linux, pentru că aveam o frustrare din cauza sistemului de operare Windows pe care îl foloseam peste tot, permanent aveam probleme cu el și dat fiind faptul că eram non-conformist, am decis să utilizez Linux. Și practic cam din 2000 și până în 2010 am folosit acasă, la serviciu, peste tot, am folosit Linux. Am găsit, adică pe mine m-au găsit niște persoane care aveau câteva servere, au rulat niște proiecte pe ele și aveau nevoie ca aceste servere, aceste sisteme să fie accesibile permanent, adică să fie accesibile 24/7. La moment avem grijă, administrăm sisteme, probabil nici nu știu măcar de existența noastră că stăm noi în spatele lor, pentru că clienții nu tot timpul afișează chestia asta. Avem câteva domenii de activitate, unul din care este management de infrastructură, adică avem grijă de infrastructura clienților noștri. Asta implică orice echipament de rețea, servere, sisteme baze de date, sisteme de storage, etc. Și activăm în domeniul ăsta din 2004. Este un domeniu interesant. Practic toate site-urile pe care le-a accesat zilnic, resursele Twitter, Facebook, până la urmă, în spatele lor, stau niște persoane, niște ingineri care au grijă ca aceste sisteme să lucreze non-stop, să lucreze 24/7, dacă în orice moment pot fi accesate de către utilizator. Nu este greu să ai, pentru că, până la urmă, ca să deschizi o companie, te costă câteva mii de lei și o sumă simbolică tot de vreo 5.000 de lei, care, până la urmă, le introduci ca capitalul companiei. Nu e greu să găsești vreo 1-2 clienți pe care să-i deservești, să le faci un site, să le instalezi niște scripturi, niște teme, niște template-uri. E mai greu să faci din asta un sistem care să lucreze permanent, să fie scalabil. 99% noi nici nu am văzut niciodată echipamentul pe care îl îngrijim, de care avem grijă. Tot lucrul nostru se face la distanță. Stăm în spate acolo, dar adică nu stăm pe prima linie ca să fim văzuți de către toți. Rezultatele muncii noastre sunt simțite. Sau, ca să zic altul, greșelile noastre eventuale pot avea urmări foarte dramatice. Pe când succesele nu prea sunt observate, că un sysadmin sau un inginer ideal ar fi persoană pe care nimeni nu știe de existența sa, dar el stă undeva acolo, își face treaba lui. Am foarte multe ștampile în pașaport de la aeroportele americane. Acum, când am fost în iunie, practic am mers ca să dezvolt un alt proiect, o altă companie pe care am lansat-o acum un an. Am lansat un produs care este dedicat companiilor telecom, companiilor care rulează o rețea. Și produsul respectiv vine să le optimizeze, rețeaua. Până la urmă, crescându-le calitatea, performanța rețelei și scăzând nivelul de inaccesibilitate a rețelei pentru utilizatorii lor. Merg la Startup Weekend pentru că eram acolo și un titlu de coach, mentor, ca să ajut persoanele, ca să nu zic tinerii, pentru că nu mă tinerii fac afaceri, fac startup, ca și dragoste, și e accesibil tuturor vârstelor.